Nici măcar nu l-am verificat, să vedem dacă este întreg. Am avut niște șuruburi în plus și altele în minus. Doar am mici de oaie din ăștia de la Telegros. Se și niște roșioare aici, să se înmoaie așa, se face să punem pe pâine, un fel de bruschetă. Se ia bucata de mic, se dă așa prin de 2-3 ori, ca să se ungă bine cu muștar. Salutare tuturor! Bună! Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, Stay With Cup. Astăzi vom găti mici la grătar, grătarul cel nou, pentru că ne-am luat grătar de la Selgros, micii i-am luat tot de la Selgros, ca să fie combinații. Primul grătar la casa nouă. Avem mici, Olimpia muștărel, avem pâinică, ceva de aprins, cărbunii, dar cel mai important, grătarul, pe care va trebui să îl asamblăm. Și dacă vă întrebați de ce avem mici pe aici, pentru că trebuie să-l băgăm la între pavele și așa ne simțim și noi la Mamaia, cu nisipul sub tălpi. Haideți să vedem cum face cu grătarul ăsta. Nici măcar nu l-am verificat, să vedem dacă este întreg și cum am să facem. Wow, avem și roți. Nu e mai complicat decât mă așteptam. Trecem la treabă. Așteptam să le montez una, două, da. Aproape, aproape gata. Mai avem foarte puțin de asamblat la el. Până acum arată ceva de genul ăsta. Este în regulă, e frumosel. Mai avem așa grătarele. Asta de aici, cred că este partea din dreapta, da? Unde o punem noi vasele. Și cam asta este, nu mai e nimic decât asta. S-o prinde, am ales un grătare, toate sunt grătare. Cred că o jumătate de oră mi-a luat, cam așa. Dar e super, super simpatic. Chiar e super simpatic. Sunt un pic în dubii cu tabla asta. Mi se pare că este cam subțire. De asta nu știu dacă e ok să faci foc în ea, mai degrabă îl faci undeva și iei cărbunii și pui acolo. Mi se pare subțire, sincer. Dar eu zic că e în regulă până la urmă, o să fie bine. Hai să terminăm cu el, să-l amenajăm și după aia vedem ce mai facem. Dăm drumul la grătar, de fapt. Am terminat de asamblat, cam așa arată. E super frumos. Singura problemă este că, cum era normal să se întâmple, la modul niciodată să nu aibă toate accesoriile, pe lângă faptul că am avut niște șuruburi în plus și altele în minus, ar fi trebuit să am aceste două, nu știu cât de bine se vede pe cameră, se puneau mânere, da, un fel de mânere. Exact ăștia de aici, pe care le-aș fi băgat aici, le-aș fi lăsat în zona asta și aș fi ridicat foarte ușor grătar. Evident că lipsesc. Am unele pe aici, care în mod normal ar trebui să fie pentru altele. Mă rog, o prostie. Soția spune că o să le găsim undeva pe la grătare, pe la Selgros, tot pe la ei, pe la Selgros, probabil în zona grătarelor. Sper să găsim, dacă nu o să improvizăm ceva. Da, arată bine, arată ok-uț. Aș fi vrut să, nu știu ce se va întâmpla când va ploua, când doar nu să-l bag în casă sau să-l acopăr mereu. Și atunci mă gândesc eu să dau niște găuri acolo. Să dau niște găuri, o gaură aici și una acolo, să dau două găuri să se scurgă apa. Două găuri mici. Acum nu știu dacă e ok sau nu, dar eu zic că asta e varianta corectă, să nu stea apa, să băltească apa aici. În cărbuni. Până acum s-a trecut o oră și nu făcurăm nicio grătare. Și ia uita ce vreme frumoasă. Haide să-i dăm drumul cu grătarelul ăla. Gata grătarelul, i-am dat drumul. Ia uitați, nu prea am eu cu ce să-i dau drum, să-i dau foc. Dar eu zic că reușim într-un final să punem nimic. Până la urmă puse aici, am să pun aici pentru că este adăpost. Dar din cauza bradul ăsta, de fapt, ce naiba e, nu știu ce e, face foarte mult fum. Am saci de cărbune aici. Ia să luăm mici. Doar am mici de oaie din ăștia de la Telegros. Mici oaie vite, vite oaie. Muștărul, muștărel, cola, cola. Alexandra face treaba. Care e treaba cu nisipul ăsta? V-am zis mai devreme. Trebuie să umplem golurile de la pavele. Da, încă mai sunt goluri pe care trebuie să le umplem.
aici și asta e singura opțiune de a mătura stânga-dreapta ca să intre printre rosturile alea. Încă mai avem aici probleme, cred că va trebui să mai umplem și aici cu pământ, pentru că vedeți zona asta, aici se strânge apa care vine, deja și-a făcut cursul apei, uite, vine de acolo, din zona aia și vine pe aici ușor, 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 se strânge tot aici și aici e baltă. Și uitați gazonul, ce frumușel arată. Am mai aruncat eu niște semințe pe el și niște pământ. Trebuie să văd dacă plouă astăzi. Dacă nu plouă, va trebui să lud. Mai mult ca sigur o să lud, ca să fiu sigur. Zona asta de aici am lăsat-o pentru că vreau să sap și să pun aspersoare. Unul acolo, unul aici, unul aici, unul acolo, unul și acolo. O să fie în total 6. Încă e de muncă, tot timpul, știți că tot timpul la casă e de muncă. Aici o să fie cea mai mare problemă, zic eu. O să trească să muncim și aici să încărcăm pământ, pentru că, cum vedeți, aici chiar e jos rău de tot. Și o să mai avem niște pământ pe afară, o să-l aducem și pe ăla să-l încărcăm. Bolvanii au să-i ud și o să-i sparg. Vreau să, aici vrem să punem niște, facem niște trepte. Încă mai sunt cuie și prostii. Vreau să punem niște trepte aici. La modul 1, 2, 3, 4. Și acolo o să facem, că mai avem niște pavele, o să vreau să punem acolo, să facem o zonă unde să se încadreze grătarul. Efectiv, doar grătarul. Și ajungem la grătar și facem acolo. Frumos. Hai că luară problemele. O să pun și cărbunii și revin. Am dat comicișorii pe grătarel, tot ia foc. Din cauza că sunt ăștia, cred că prea grași. Arată super bine micuțul. Arată binișor. Niște roșii. Roșioane, hai că nu, aici așa. E bine miroase. Dar tot ia foc acolo. Să mai arunc niște apă. Să se înmoaie așa, se face, să punem pe pâine. Un fel de bruschetă. Vedem aici, spate. Și face treaba, își face treaba grătarelul. Încinge așa, bineșor. Îmi place grătarul, care are și zona asta aici unde poți să pui ceva, un castron, ceva. Dar are și zona asta de aici, de sus, unde în momentul în care se face micul, îl muți aici și nu mai ești un pic să stea la căldură. Nu le-i de tot. Chiar e interesant. Gata, am pus pe ăștia făcuți aici sus și acum mai lăsăm un picuț, foarte puțin. Foarte, foarte puțin roșioarele sunt făcute și cam asta e, o să-i pun aici. Deja pe ăștia de sus o să iau și să-i pun. Mamă, miros super bine și nu miros deloc a oaie. Chiar miros a oaie, surprinzător. Sunt vită oaie și nu miros a oaie. Dăm verdictul imediat. După ce îi adunăm pe toți. Gata, micișorii. Doamne, 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 abia aștept să-i gust cu niște muștărel. E la Olimpia. Mamă, mamă, și ăștia, roșiile ăștia. Ia să vedem aici. Punem niște muștărel din asculiuță. Nu facem reclamă. Nu facem reclamă, nu. Se ia bucata de mic așa. Se dă așa prin de 2-3 ori ca să se ungă bine cu muștar. Cu mâna se mănâncă, e mai bună, e mai gustos cu mâna. E bună. Foarte bună. Foarte, foarte, foarte bună carne de oaie, fită oaie. Acum trecem la desert, avem desert aici în față, a adus Andrei și Alexandra. Ne-au adus niște desert. Și arată cam așa. Hai să vedem cum e, ce gust au, da? Vreau din asta roșie. Nu știu ce călătul dintre astea. De unde sunt ăștia? De la Manuel. Manuel? Da. Manuel, când noi te-am și vedeam că e Manuel, se rămâne exact și trebuie bun. Bună. Parte cu mine. E foarte bine siropată. Mai e bună. Nu așa cum. E că de asta avem mai. Mamă, chiar e super bine siropată. Băi, eu nu vreau să cred. E super bine siropată. Super moare blatul. Nu avem multe. Sunt diabetul noi. E foarte, foarte mare. Aha, bună, da. Nu aveai multe, dar... Astea erau singurile pe care le vă urtesc. Erau modelele pe care le vă. Mai am una. Bune. Mai am. Eu de asta cu nucă. O mai au pe asta. Băi, dar toate sunt vere, super bine ciorbate, jur, chiar îmi place chestia asta. Sare, nucă. Asta cu nucă, e ok. Nu sunt așa dulci. Ok, cam asta a fost
Cam asta a fost vlogul cu grătarul pe care l-am făcut în primul grătar, prima mâncare de fapt gătită în casa cea nouă. Ce mai urmează să mai facem? Mai primul gulăș. Cam asta a fost vlogul, mici au fost delicioși. Ne așteptam să miroase foarte, să aibă gust foarte intens de oaie, n-a avut, a fost super buni. Prăjiturile bune. S-au mâncat toți mici. Mici s-au mâncat toți, da. Câte gătare o casărilă? 20 de mici? 4 persoane, 4 mici. 4 mici de fiecare? 5 mici? 4-5 mici. 4-5 mici. Adică că am mâncat 7. Ok, cam asta a fost vlogul. Nu uitați să vă abonați. Și ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Cred că o să ne vedem cu vlogurile din Timișoara, Oradea, din zona aia, cred. Cam asta a fost. Pa, pa! Pa!